Ok, deci haideți să discutăm, deci Alin a venit, nu? Că de fapt, Alin mi-a dat ideea prezentării astea. Da, din punctul meu de vedere, eu mai pot să aștept, dar nu știu dacă mai puteți cu toții voi. E la ușă. Ok, deci mi-am intitulat lucrarea de astăzi Păcălel din MSK, da? MSK fiind țărușoara în care activez eu și cu ortopezii și care face parte din continentul radiologie. Vedem de multe ori tot felul de cazuri și Alin mi-a prezentat săptămâna trecută unul care mi-a stârnit interesul să fac această prezentare. Recunosc că aseară la ora 8 habar n-aveam că trebuie să fac lucrarea, dar m-a sunat un pacient și mi-a trimis un caz exact ca ăla al tău, Alin. Mi-am adus aminte brusc că am făcut o prezentare. Așa că vorbim de cazuri de felul acesta. Ce părere aveți? Aș vrea să fie interactivă chestia asta. Am câteva cazuri de prezentat și vreau să știu părerea voastră. Cum vi se pare această leziune? Este benignă, este malignă, îi facem ceva, o lăsăm în pace? Ar fi ceva care te-ar ajuta să fii mai sigură decât ești? Mai putem să-i facem ceva? În afară de remene? Îi facem o radiografie. Dacă nu avea deja. Dacă un pacient care vine să facă un remene de oase. Are radiografia. Absolut corect, din păcate nu se întâmplă așa. Și radiografia a fost făcută după remene ca o confirmare a ceea ce vedeam la remene, pentru că dacă pacientul venea cu această radiografie înainte de remene, nu mai făceam remene. Pentru că era relativ absurd, inutil, cheltuitor de bani și de timp. Pentru că o astfel de leziune este un fibrom non-osifiant. Da, este o leziune benignă, fibrotică, cel mai comun tip de leziune de tip fibrotică la copil. Are legătură cu vârsta. Poate să dispară în decursul creșterii osoase și la adult sau poate să rămână ca o îngroșare corticală. Are o grămadă de nume, după cum vedeți aici. Defect fibros metafizal, o fibrom non-osteogenic, desmoi cortical, defect fibros cortical, fibromatoză, fibroxanto, așa. Numele astea multe spun faptul că de fapt nu știm exact foarte multe despre chestia asta, exceptând că este benignă. Că nu trebuie să-i facem nimica, cu atât mai puțin să o puncționăm. Este din clasa Do Not Touch Lesion, da? Deci de care nu ne atingem. De ce nu ne atingem? În primul rând că e inutil să te atingi și în al doilea rând pentru că un examen histopatologic cu astfel de leziune o să-l pună în încurcătură inclusiv pe histopatolog, pentru că vede rar astfel de leziuni, leziunile arată un pic ciudat, este o proliferare osoasă. Și diagnosticul fals pozitiv poate să fie de sarcom sau de altceva. Și atunci lucrurile se complică maxim, că nu mai poți să contrazici un examen histopatologic. Prin urmare, nu ai de ce să ajungi la ceva invaziv chirurgical cu astfel de leziune. Și era aici o statistică interesantă că 30% din copiii care au fiza, platoul de creștere încă deschis, au fibrom non-osifian. Noi o să vedem din ce în ce mai mult astfel de leziuni, pentru că facem din ce în ce mai mult remeuri la pacienți tine sau mai puțin tine. Dar ideea e că facem... Bineînțeles, ei nu vin pentru leziunile astea, ei vin pentru altceva. Astea sunt descoperiri incidentale, ne fură peisajul și ne apucăm și descriem chestiile astea și băgăm și pacienții și ortopezii în boală.